Bună seara, bun găsit la Vocile Iașului. Vom discuta în această seară despre evenimente care țin mai mult de societatea civilă, despre artă. Discutăm în prima parte a emisiunii despre Noaptea Albă a creatorilor și designerilor de produs, un eveniment care va avea loc pe 11 octombrie la Teatru Fix din Iași. Discutăm despre acest eveniment împreună cu doi reprezentanți ai gazdelor acestui eveniment. Este vorba despre Maria Comârlău și despre Stanca Jabenițan, reprezentante practic a Teatrului Fix. În primul rând, vreau să întreb ce înseamnă acest eveniment? Ce înseamnă o noapte albă a designerilor de produs, creatorilor și designerilor de produs în Iași? Este o ediție a treia, dar este pentru prima dată în Iași, se organizează. Vă rog. Noaptea albă a designerilor și creatorilor de produs e un eveniment inedit în Iași și în România și această asociație, Atelierul de Creație, care organizează evenimentul, practic promovează tinerii creatori și aduce împreună creatorii mai experimentați cu cei aflați la debut. Îi pune într-un melanj, într-o expoziție în care... De ce se întâmplă acest lucru? De obicei, cei care au o experiență mai îndelungată reușesc să se afirme sau s-au afirmat deja și reușesc să expună, singuri, față de ceilalți care sunt, să spunem, debutanți și nu reușesc? E unul din scopurile acestui este, lume. Da. Probabil că reușesc, dar e și partea de experiență care se poate acumula de la unele la alții și... Sigur. Da. Și obiectivul major care este? Adică cei care organizează împreună cu voi care găzduiți, ce și-au propus prin asemenea evenimente? Spuneam, este a treia ediție, anul acesta a început la București. Da, Iași și Cluj. Apoi Cluj-Napoca. Da. Vorba și de promovarea și încurajarea tinerilor creatori de a se manifesta, de a-și aduce creațiile în fața publicului și de a aduce o îmbinare a spațiului cultural românesc specific cu ceea ce e nou, cu modalitățile de creație noi, dar în același timp să păstreze tradiția, să se păstreze... Ce va fi sau ce se va expune mai exact pentru telespectatorii, pentru ca telespectatorii să-și facă o imagine a evenimentului? Se vor expune ce? Bijuterii, design vestimentar, creații de autor, vor fi... Am văzut... Sunt 20. Cei de la Push Design care fac brățări din piele, de exemplu. Sunt unii, cei de la Ziurel, care au tot felul de... Îmbrăcăminte tradiționale. Mm-hmm. Îmbrăcăminte cu motive tradiționale și... Și fac de... Care sunt, să spunem, urmările unor asemenea evenimente? În principiu, ei devin mai cunoscuți, vând mai mult, semnează contracte. Care sunt lucrurile care se întâmplă după practic, un eveniment cum e noaptea? Exact cum spuneați și dumneavoastră, ăsta e scopul, promovarea lor, să fie cunoscuți în cât mai multe orașe din țară. Din anul acesta, această asociație a pornit la nivel național acest eveniment. Cum spunea și Maria mai devreme, la Fix, pe 11 octombrie, de la ora 7 vor putea să vadă cei care ne coboară la subsol. Vor putea să vadă 12 designeri de produs și peste 50 de produse. Vor vedea două concerte, unul cu Ștefania Ganea și unul cu Fără Zahăr, care vor începe, concertele vor începe de la 8 și vor urma unul după celălalt. Multe, multe surprize, așa să nu dezvăluim chiar tot, multe surprize rezervate de organizatori, pe parcursul nopții. Până la ora 4 este timp. Da, va dura deci până la ora 4 dimineața. La 4 de la 7 seara. De la 7 începem și ne... Astfel de evenimente sunt și un mod de a atrage atenția că există o...
cum să-i comunitate. Spun, o comunitate, voiam să spun o branșă de creatori și de designeri. Lucru foarte cunoscut de altfel în Occident, sunt mari branduri despre care vorbim toată ziua, în schimb în România sunt foarte puțin cunoscuți, cel puțin cei care nu au, să spunem, o industrie în spate. Și acest eveniment este menit să încurajeze pe cei care se ocupă cu așa ceva. Sigur, sigur. Chiar astăzi discutam cu Mihaela Ion, cea care este unul din curatori. Unul din curatori. Și spuneau și de produsul de autor. Artizanul face o serie de produse, o serie mai limitată în care autorul își implică eul în acel produs, devine un produs de autor și practic vor să susțină și ideea aceasta de produse mai bine. Ca să exemplificăm, ar fi cum? Adică noi suntem obișnuiți să cumpărăm, să spunem, o ie. Exact. Dar este ceva special. Practic, e o etapă în care artizanul trece la artist, devine un artist. Recunoști după produsul pe care l-a creat, recunoști autorul. Exact. Și îl și recunoști. Îi vezi produsul, știi că e el. Sau invers. Cât de greu este să se construiască un brand pe astfel de activități. Pentru că dacă se recunoaște autorul, automat ar trebui să existe un copyright, automat ar trebui să existe până la urmă cineva care să înceapă o producție de serie, dacă există cerere și așa mai departe. Nu știu cum se întâmplă lucrurile acestea. Nu știu. Cred că e destul de greu. Cred că încă suntem la început. În România, de obicei, în afară se face distinția între designer și cel creator. Creatorul de produs. În România, da. Designerul e cel care și creează produsul. Da. Cam astea sunt posibilitățile momentan la și noi. Și cât sunt ei de căutați? Adică este un lucru normal aproape să fie căutat un designer pentru că știe cineva sau a aflat câțiva, de exemplu, dintr-un oraș, că designerul X creează bijuterii foarte frumoase și vreau ceva unicat de acolo? Da, ei sunt cunoscuți de obicei tot așa într-un mediu cultural, artistic, nu sunt cunoscuți la scară largă. Și de obicei se aude de la unul, de la altul. La tot mici comunități. Da. Și vezi, îți place, te duci și îl cauți și zici vreau să-mi faci așa, 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 să mă reprezinte pe mine. Cum vi se pare vouă? Care este granița asta dintre artă și comerț? Chiar în această zonă, pentru că până la urmă aceste lucruri sunt făcute să fie vândute, sunt făcute cu artă într-o anumită măsură. Și unde ar trebui să, sau unde este? Este vreo graniță sau nu? Sau este doar la noi, una artificială? Vreau să specific că în evenimentul de sâmbătă seară nu va fi cu vânzare. Nu va fi cu vânzare. Este doar o expoziție. Vor expune doar produsele. Dar legat de linia asta foarte subțire, ce-i drept între... Sau discutabilă. Da, dar nu, cred că nu are o conotație negativă faptul că linia e foarte subțire între artă și comerț, pentru că așa ajungi, cred că, mult mai rapid la ținta ta. Nu știu, așa cred. Cred că important e să nu lași comerțul să-ți influențeze calitatea produsului și sigur, felul în care te reprezintă pe tine ca artist. Pentru că dacă intervine foarte mult comerțul, s-ar putea să treci peste niște detalii și să faci așa mai mult pentru vânzare. Să faci cât mai multe astfel încât să vinzi. Da. Un echilibru între astea două întotdeauna. Cum ați ajuns să organizați acest eveniment? Care e istoria, mica istorie? Pentru că e prima dată la Iași. Îl faceți voi la Teatru Fix? Sunteți practic un... Noi îl găzduim, practic. Da. Am primit un mail în vara asta. Asociația Atelierul, căutăm un spațiu să închiriem în Iași. Da! Am făcut o ofertă, a venit Mihaela Ion în Iași. I-a plăcut foarte mult de noi ne-am plăcut acum reciproc când ne-am întâlnit
Și așa am început să colaborăm, am pus cap la cap detaliile și iată-ne în Iași. Cred că e un spațiu potrivit pentru așa ceva, având în vedere că Teatru Fix promovează creatorii să se manifeste. Da, exact. Este exact ce spune și Maria, fiind un loc de întâlnire al tinerilor artiști în care sunt liberi să se exprime exact așa cum vor. Ne-am potrivit și mai mult și ne place foarte mult inițiativa celor de la Atelierul de Creație. Plus că noi, redecorând acum în toamnă, tot da. Ce-am pus și am făcut, le-am făcut noi cu mâinile noastre, deci da. Se potrivește da. Evenimentul. De ce noapte și de ce o singură noapte? Dacă este există să fie o promovare mai bună, nu ar fi firesc o expoziție ca așa cum sunt cele... Evenimentul, cu tablouri, să spun. Da. Evenimentul cred că e oricum în continuă dezvoltare. Până acum, cele două ediții de până acum au fost doar în București. Acum e în trei orașe, în Iași, Cluj și București. În București a fost, în Iași e acum pe 11, iar în Cluj pe 25 octombrie. Și probabil cu timpul o să se dezvolte, s-ar putea să fie mai multe serii, nu știu, dar e și moda asta, moda, cumva, cu noaptea muzeelor, noaptea... Așa, mai multe nopți. Publicitarilor, noaptea, și probabil e o chestie care se înscrie. E și construit ca un event, ca un eveniment și probabil, cum spunea... Și ca o noapte în care se existe și... Există concerte, există tot felul de surprize. Da, oamenii vor putea să vadă. Lumea trebuie să se simtă bine și să se simtă într-un mediu prietenos, nu la o conferință, la o... Ce alte lucruri vor mai fi expuse? Ați spus bijuterii, ați spus articole de îmbrăcăminte... Și produsele de autor de care vorbeam mai devreme. Cred că ceva produse de sunt 12 decorații și da, 12 creatori. Creatori, da. Și creatoare. Care vor expune. Doi din București, da, care nu știu dacă vor fi ei prezenți, dar vor fi creațiile lor. Da. Cine amenajează toată expoziția? Teatru Fix sau cei care vin cu creație? Curatorii. Sau există Mihaela o colaborare Ion. Până la urmă? Va fi o colaborare împreună cu ei, cu Mihaela Ion și Teodora Vlădescu. Ele sunt cele două inițiatoare ale proiectului. Este, să spunem, o modalitate ca cei care vin să ajungă să fie foarte cunoscuți, creatori de modă, creatori de bijuterii, știu, obiecte, să spunem, exact, de autor, acest eveniment cu noaptea... Să ajungă exact, dar dacă este o treaptă, dacă este un modalitate... Este foarte posibil, adică știu creatori de modă sau de bijuterii care au început cu un atelier micuț și au evoluat treptat și au ajuns mari creatori, deci... Depinde de fiecare aici. Cum se face selecția pentru cei care ajung să expună? Asta e o etapă de înscriere pe site-ul Atelierul de Creație și ei selectează, dar nu știu exact în funcție de ce criterii. Da. Criteriile lor. Vă gândiți să faceți și pentru anul următor, adică pentru anii următori să colaborați în această zonă și depinde cum va ieși evenimentul. Sigur că cum da. Vă așteptați? Care sunt așteptările voastre? Sunt foarte mari și cred că vor fi satisfăcute. În București am înțeles că au fost 1500 de oameni care au trecut în acea noapte în București să vadă expoziția respectivă. Aici s-ar putea să fie același număr, poate un număr mai restrâns, dar
oricum, cred că se potrivește foarte bine cu sărbătorile Iașului și atunci... Exact, pelerinii vor putea să coboare la subsol să se distreze puțin. Cei mai, pelerinii cei mai tineri, desigur. Sigur că da, sigur. Nu e neapărat o limită de vârstă. Da, sigur, sigur. Cultura n-are vârstă. Vă propuneți să creați un standard în acest domeniu, adică e foarte important și pentru voi și pentru cei care au organizat, cei de la atelier, revista Atelierul, să spunem, să creeze un standard în domeniu, standard de calitate, standard de... Cum îl, care sunt criteriile, să spunem, după care recunoașteți acest lucru? Adică fiecare își dă singur un aviz, îmi place, nu-mi place, interesant, neinteresant și așa mai departe. Evident că e subiectiv, e foarte subiectiv când vorbim de artă, de creație, de, dar... Mai ales de lucruri făcute handmade. Handmade, probabil că sunt, ca în orice meserie, există reguli tehnice pe care cei care le... cu care lucrează revista Atelierul le cunosc. Voi ați mai discutat cu ei, cu cei cu din exemple din creatori sau designeri care vor fi prezenți, care mai sunt prin Iași? E foarte posibil că sunt mulți, interese comune. Posibil că mulți dintre ei să fie fost de la fix. Auzisem înainte, nu de toți, dar e posibil să fi băut o cafea cu ei. Să fi venit la evenimentele teatrului. Exact, adică, exact. Și la, dacă tot vorbim despre teatru, puteți să ne spuneți și care sunt, care e lista de programe din începutul acestei... Da. Toamne, acestei luni? Da. La Teatru Fix. Urmează un nou proiect la Teatru Fix. Binecunoscutul regizor Cristi Popescu va monta la Fix un text de un autor canadian, Lumii Posibile se numește. Scenografia va aparține Velicăi Panduru. Așa, asta e următoarea premieră. Iar în luna asta veți mai putea urmări două piese ale Teatrului Fix, Ce am ales să uit, un spectacol realizat în vara asta cu doi oameni foarte dragi de la Cluj. Și un spectacol Stadiu Mediu de degradare realizat cu Peca Ștefan, e textul lui, și Ovidiu Caiță e regizorul. Așa, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook programul, vor fi și câteva concerte luna asta la Fix. Avem o lună plină și vor urma premiere, deci ca la Fix. E promițător un teatru care să nu fie de stat pentru tineri actori? Este direcția spre care se merge. Sigur că da, este promițător. Tinerii artiști simt nevoia și arată asta că... De spații alternative. Exact. Spații alternative, independente. Mă rog, independent. Independent unde să te poți manifesta. Independent înseamnă de aici care să nu fie instituționalizat de stat. Exact, exact. Și să nu fie foarte multe reguli care să nu te lase să te exprimi așa cum ai vrea. Exact, exact. Unde se pot întâlni coregrafi, muzicieni, performeri, regizori, actori în același cadru, pot crea împreună și de foarte multe ori ies lucruri absolut minunate din întâlnirile astea. Dar există, nu vă e frică de lipsa de continuitate, de exemplu, de lipsa de stabilitate financiară, iarăși, de exemplu? Este cel mai mare risc. Este cel mai mare risc. Dar faptul că ni l-am asumat și mergem în continuare și facem teatru în felul ăsta. Și în doar teatru, diverse evenimente. Da, diverse evenimente. Despre care am discutat. Da. Riscând să folosesc un clișeu, dacă riști, atunci ies lucrurile foarte bune. Da, e adevărat. E totul călduț și așa, nu știu, s-ar putea să te lași așa un pic pe ureche să nu mai tragi cum trebuie. Este unul din riscuri, e adevărat, dar în același timp există statistici care spun acest lucru, că este o explozie a teatrelor independente,
metodele alternative, dar viața lor este în general mai scurtă. Momentan în Iași e singurul și atunci... Așa e și avem și o cafenea fix care ne susține, mai ales de când are o hăinuță nouă, cafeneaua fix. Am redecorat spațiul, cum spunea și Maria. Ăsta e suportul nostru, ăsta e practic partea comercială din... Cum vă alegeți, de exemplu, ideile de spectacole? Vine doar o singură persoană, cineva care vrea să facă unul dintre regizori, unul dintre... Cum alegeți voi la un teatru independent lista aceasta cu spectacole pe care le doriți să le faceți? Cele din toamna asta, de exemplu, cele care au fost... Avem un proiect, autor dramatic, autor viu, și încercăm să punem texte ale autorilor în contemporani. În viață. Da. Există o selecție în sensul ăsta. Ne preocupă autorii contemporani, nu numai români, ci și străini, prin, spunea și Maria, de autor dramatic, autor viu și direcția Noua Dramaturgie, în care traducem texte de autori. Și cealaltă situație este când ne întâlnim mai mulți, actori, regizori, coregrafi, așa, și creăm un text împreună. Deci, practic, un text se creează cu un autor dramatic în sală, cu regizori, cu actori, și mai e și selecția de text. Cumva asta leagă spațiu și de Noaptea Albă a creatorilor de design și designerilor de produs. Da, e cam același produs, concept. Un produs. Cum comparați satisfacțiile, de exemplu, dacă este să creați aceste liste cu spectacole, să le faceți, să le jucați și așa mai departe, decât dacă este să comparăm cu ce se întâmplă la un teatru de stat, la un teatru național. Bun, acum acolo, să spunem, da, locurile sunt blocate, sunt colaboratori. Da. Care vi se par avantajele și dezavantajele? Sau este un grad de satisfacție la fel de mare pentru că o faceți pe cont propriu? Ar fi dincolo, poate, pentru că este o instituție cu renume? Eu pot să răspund la întrebarea asta pentru că am făcut parte și din sistemul de stat, 3 ani, la Târgu Mureș, și acum venind la Iași într-un sistem independent. Bine, am și crescut într-un oraș în care erau 7 teatre independente, deci am prins gustul ăsta de mai devreme. Și diferența sau impactul pe care l-am avut eu a fost acela de a avea inițiativă. De a nu primi, ci de a iniția proiecte. De a iniția, vreau să fac textul ăsta, vreau să lucrez cu omul respectiv. Ăsta a fost primul meu impact. Trebuie să fac un event. Trebuie să, dar din nou, altă diferență, fac pentru mine. Adică nu știu cum să... De fapt, e clar. Fac pentru mine, pentru ceea ce îmi place mie. Pentru că îți dorești. Exact, pentru că îmi doresc. Iar, cum ziceam și mai devreme, e o libertate de expresie artistică și o restricție financiară. Nu e ca și cum s-ar arde câteva etape, adică probabil și cei din, sau să luăm istoric, cei din teatrele de stat, da, au făcut aceste lucruri, au luat mai întâi, da, când au fost tineri, nu au avut inițiativă, dar ulterior ajung să capete o experiență, să aibă și ei inițiativă. Da, poate fi. Da, poate fi. Din punctul ăsta de vedere, da, se ard câteva etape bunicele. Maria, opinia ta care este în aceeași problemă? Nu știu, mi se pare că e important să ai libertatea asta, dar nu știu dacă se ard etapele, dar treci prin... Dar se ard bine, adică ajunge... Să te zbați. Ideea e că, istoric vorbind, teatrul s-a dezvoltat. Așa s-a dezvoltat el atunci,
Era nevoie de a trece de la o etapă la alta în mediul de stat, pentru că asta era perioada istorică. Acum e un nou trend, a teatrului independent, pentru că nu vrei să mai fii constrâns de niște chestii și atunci... Plus că nu doar că nu vrei să mai fii constrâns, dar acolo nu ești deocamdată cel puțin primit. Sunt posturi blocate. Da, așa închis. Este o diferență mare între Iași și Târgu Mureș? Spuneai despre faptul că Târgu Mureș are 7 sau avea cel puțin, poate, sau mai mulțit teatru independent. Din câte știu, deși nu, e un oraș un pic mai mic. Da, este mai mic, e poziționat în altă zonă a țării. Este o diferență destul de mare. Aici, în Iași, am resimțit așa un conservatorism așa mai pregnant. La cine? Zona asta te atrage. La tineri? Și la tineri, da, chiar și la tineri. Dar am înțeles contextul orașului, adică un singur teatru național din 1850, sper să nu greșesc. Cum se manifestă acest conservatorism? În sensul că există o, eu îi spun, falsă pudoare față de expresiile de limbajul colocvial, față de expresiile vulgare, considerate vulgare, față de nuditate. Na. E și ceva reticență în modul de exprimare, dar nu neapărat limbajul, ci modul în care te exprimi. Spațiul Teatrului Național e clasic. Montezi într-un fel anume, care e consacrat și știi deja că o să aibă succes. Pe când mediul independent te poți juca. Am ajuns la finalul discuției noastre. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la Vocile Iașului și pentru detalii, inclusiv despre evenimentul pe care l-am prezentat împreună, Noaptea Albă a Creatorilor și Designerilor de Produs, eveniment care va avea loc pe 11 octombrie la Iași, începând cu seara, nu? Ora 11 se va termina... 19. Va termina 19. La ora 4 dimineața. Se va termina la ora... Deci de la 19 până la 4 dimineața. Da. Maria Comârlău și Stanca Jabenițan, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Vocile Iașului. Luăm o scurtă pauză, revenim după câteva momente la Vocile Iașului. Am revenit la Vocile Iașului, discutăm în această a doua parte a emisiunii despre proiecte din societatea civilă. Am invitat-o pe Margareta Herțanu, care este președinte a Asociației Pro Roma, pentru a ne vorbi despre câteva dintre ele. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Este nu neapărat o modă, dar este o perioadă în care se vorbește foarte mult despre proiecte de integrare, proiecte pentru persoane aflate în situații de risc. Este și unul dintre lucrurile la care lucrați și dumneavoastră. Desigur, un proiect care este intitulat chiar Fereastra. Da. Despre ce este vorba? În acest moment, Asociația Pro Roma derulează un proiect care se numește Deschidem o fereastră către piața muncii, prescurtat Fereastra. În acest proiect ne adresăm persoanelor defavorizate, în special celor de etnie romă. Și facem formări profesionale acreditate CNFPA. Avem o paletă destul de largă în ce privește calificările care le avem, astfel încât oamenii să își poată alege în funcție de aptitudinile care le au. Și în acest moment noi recrutăm persoane care doresc să fie formate. Totodată ne adresăm și persoanelor dependente. Ce înseamnă persoană dependentă? Cei care doresc să fie formați, sigur că au copii și pot veni cu copii în centru, pentru că avem psihologi, avem medici, avem educatori care se ocupă de aceștia pe perioada formării părinților, să zic așa. Ne adresăm și persoanelor dependente tocmai pentru a
preveni delicvența juvenilă. Sunt foarte mulți copii care nu aș putea spune că sunt neglijați de părinți, dar părinții nu au timp suficient pentru ei, tocmai pentru că merg să lucreze, va cu ziua, pe unde apucă, n-au cu cine îi lăsa, și atunci noi, dacă îi formăm, este o oportunitate și pentru acești copii ca să participe la activitățile educative din centru. Vreau să vă întreb, care este, bun, este, să spunem, acest proiect cumva clar, sunt foarte multe detalii în care am putea intra, dar dincolo de detaliile acestuia, care sunt speranțele celor care vor să intre în acest proiect, mai ales că în România locurile de muncă sunt puține, chiar pentru cei care au deja calificări de multe ori, adică sunt suficient de mulți oameni care încearcă să găsească un loc de muncă și nu-l găsesc, sau încearcă să lucreze și nu reușesc. Și în același timp, cel puțin persoanele de etnie romă mai au acest, să spunem, de multe ori, în multe cazuri, sunt discriminate. Atunci, care este speranța lor? Care este speranța lor? Vedeți dumneavoastră, în comunitățile de rom sunt prea puțini oameni formați, calificați, care să aibă o calificare. Speranța lor este că noi căutăm să producem o schimbare. Într-o oarece măsură am reușit, să zicem, dar nu e suficient. Trebuie mult mai mult. Este o echipă care se adresează acestor persoane defavorizate, care se adresează romilor din comunitățile sărace. Noi ne deplasăm peste tot, în tot nord-estul. Și căutăm să facem aceste grupe deformabili. Speranța lor este că au o calificare, au o diplomă acreditată, dar nu ne oprim aici, pentru că noi vom face tot posibilul să-și găsească și un loc de muncă. Oamenii nu știu cum să participe la un interviu, nu știu cum să-și caute un loc de muncă, și atunci noi ne adresăm lor, pentru că și consiliem în acest sens. Să lucrezi cu romii este o activitate, să zic, diferită, pentru că nu poate un majoritar să lucreze cu romii, poate până într-un anumit punct. Ei, aici romii se adresează romilor, dar să nu înțelegeți greșit că în echipa pro-Roma sunt numai romi. Nu, sunt și majoritari, pentru că este o echipă mixtă care se ocupă de activitățile din proiect. Tocmai pentru că dăm un exemplu de non-discriminare, atât romilor cât și neromilor. Și atunci fiecare pe pătrățica lor este bun la ceva. Neromii sunt foarte buni la documente, la să stea la birou, să lucreze pe calculator, iar romii umblă foarte mult în teren, pentru că comunicarea de la rom la rom este alta. Este mult mai ușoară, e adevărat. Da. Dar ca să accentuez puțin întrebarea mea, vreau să vă întreb dacă au fost cazuri, de exemplu, a unor, să spunem, cetățeni romi care nu aveau nicio calificare, între timp s-au calificat, dar tot nu reușesc să-și găsească locuri de muncă. Tot dacă înainte, să spunem, discriminarea lua forma, dar nu știi să faci nimic, nu ai nicio calificare, deci nu poți să te angajezi, dacă acum nu cumva lucrurile stau altfel. Adică, bun, ai o calificare, dar nu poți să te angajezi. Și eu... Este adevărat, depinde ce calificare a avut. Dacă i-a plăcut ce a făcut sau a mers la un curs doar așa ca să facă ceva, să aibă o calificare. Depinde foarte mult. Sunt, într-adevăr, în acest moment persoane calificate, dar sunt prea puține. Sunt și, cum spuneți dumneavoastră, persoane care, deși au o calificare, nu și-au găsit un loc de muncă. Dar trebuie să găsească un curs care să-i și placă și să se regăsească în acel curs care îl face. Să știe că, domnule, am învățat să fac ceva, știu să fac asta. Așa, dacă a făcut un curs ca să încerce, nu zic, mulți încearcă, dar știu eu, poate nu s-au regăsit ulterior în meseria care și-au ales să fie formați. În astfel de grupuri, grup țintă, să folosim terminul, să spunem, formal, oficial, în astfel de grupuri țintă, e adevărat că sunt tot felul de dificultăți foarte mari, de altfel acest proiect acoperă două regiuni, București, Ilfov și Nord-Est, regiunea Nord-Est, sunt peste sau 800 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile și 760 persoane dependente. Este o... Care este
vreau să vă întreb care este spiritul acesta. Cât de încrezători sunt ei, cei care, cărora vă adresați, în astfel de proiecte? Sunt încrezători și am să vă spun de ce. În regiunea Nord-Est, ProRoma e destul de cunoscută. Echipa, să zic, să nu mai spun ProRoma, să spun oamenii care lucrează în ProRoma. Asociația dumneavoastră. Exact, sunt cunoscuți și oamenii au încredere, pentru că dacă am făcut ceva, s-a și văzut, s-a și finalizat, să zicem. Și atunci au încredere, pentru că în momentul acesta noi avem mai bine de 300 de beneficiari. Iar până la sfârșitul proiectului, care înseamnă septembrie 2015, trebuie să ne atingem indicatorii de 800 de persoane formate. Dacă la acest moment avem deja 300 de beneficiari, să spun că suntem mulțumiți, este o dovadă că oamenii au încredere și vin și solicită să fie formați. Mai mult, sunt motivați de faptul că avem grijă de persoanele dependente, facem activități educative cu ei. E o surpriză pentru a o formabil faptul că avem medici și psihologi, pentru că fiecare vrea să apeleze la astfel de servicii. Și atunci, sigur că am venit cu o noutate și cu ceva care se plia pe nevoia comunității. Ei sunt și orientați după calificare, de exemplu. Se dă un ghid. În principiu, astfel de grupuri ținte persoanele vulnerabile sunt în același timp, cum să folosesc un termen mai puțin peiorativ, sunt dezorientați puțin, pentru că, pe de o parte, nu cunosc foarte bine piața, pe de o parte nu-i ajută nimeni, pe de o parte nu aveau calificare, acum au. De aceea vă întreb, există... Da, această dezorientare nu e un secret. La majoritatea e prezentă. Dar noi avem grijă să-i orientăm profesional, să-i îndrumăm. Cu asta ne ocupăm, asta înseamnă consiliere. Ai consiliere și orientare profesională. Deci există, se face. Da, acest serviciu există în cadrul proiectului, în cadrul organizației și avem specialiști care se ocupă de o astfel de activitate. Până când durează proiectul acesta cu fereastra? Septembrie 2015. Are o denumire tare interesantă. Deci până în septembrie. Da, da. 2015. Ne mai vorbeați despre un proiect, cel în care sunteți... Da, suntem parteneri. Cu Fundația Iași Capitală Culturală Europeană. De curând am primit vestea bună că s-a finanțat un proiect pe cultură. Acesta presupune evenimente culturale, interetnice, și mă bucură foarte mult, pentru că în contextul globalizării este foarte important să nu ne pierdem identitatea. Și atunci vor fi evenimente cu specific, să zic, românesc, rom și alte etnii care există în zona Iașului. Să zic, proiectul acesta este un vis al meu de multă vreme, care sper să se realizeze odată ce am primit aceste vești bune. Și bineînțeles că vom face evenimente de amploare și cu muzică tradițională, autentică, care să placă tuturor. Sunteți implicată în tot felul de proiecte de acestea, în care, pe de o parte, lucrați cu, să spunem, copiii care ajung, termină facultatea chiar, și pe de o parte lucrați cu foarte multe persoane care sunt vulnerabile, foarte vulnerabile, social, trăiesc în sărăcie, mai pe scurt, ca să spunem așa. Cum e? Sunt diferențe mari. Cum reușiți să le gestionați? Sau cei care ajung să termine facultatea vă mai ajută? Da. Sunt lângă dumneavoastră? Sunt lângă mine și sunt mulți tineri care îi cunosc din perioada studenției, au terminat, i-am îndrumat spre tot felul de alte organizații. Unii au plecat la București, alții au plecat la Strasburg, alții au plecat la Budapesta. Îmi place să îi sun, îmi place când mă sună, îmi place când îmi spun noutățile care apar, îmi place când mă anunță de diverse oportunități de finanțare. Alții au rămas cu mine la Iași și mă bucură și acest lucru. De alții nu mai știu nimic. Alții s-au căsătorit și au plecat departe.
S-a întâmplat același lucru care s-a întâmplat și când lucram în protecția copilului și erau tineri care terminau școala și plecau și mă mai sunau din când în când. Alții au rămas lângă mine, alții au plecat. Eu mă simt foarte bine când dau de ei și când și că am păstrat o relație și chiar dacă cu unii mă văd mult mai rar, eu sunt fericită. Dar ce pot să vă spun? Cum gestionez aceste probleme? Ei bine, este locul unde eu m-am regăsit foarte mult. Cred că eu sunt cea norocoasă, nu cei pe care îi ajut. Pentru că eu fiind de etnie romă și... Și cei pe care îi ajutați, desigur. Vrem să fie norocoși. Da, dar eu mă simt prima norocoasă, adică mă simt prima favorizată. Pentru că în momentul în care eu am pătruns între majoritari în anii 90, n-a fost deloc ușor și mă simțeam între două lumi. Și cum am reușit eu să mă regăsesc a fost lucrând pentru defavorizați și lucrând pentru etnicii mei. Acest lucru m-a ajutat să-mi găsesc un echilibru și să mă simt foarte bine. Însă ce pot să vă spun despre mai mult, ce pot să vă spun mai mult despre dezvoltarea comunitară romă, aș putea să spun că e nevoie într-adevăr mai mult decât formările profesionale care noi le exercităm. De aceea vă întrebam. E nevoie mai mult decât atât ca să combatem sărăcia și să facem cu adevărat o incluziune desăvârșită a persoanelor vulnerabile, ar însemna să creăm acele întreprinderi sociale după care toată lumea tânjește. Economia socială. Da. Acum un an nu exista legea economiei sociale. Acum există. Acum există, este adevărat și suntem fericiți că a apărut această lege. E important să apară liniile de finanțare care să ne ajute să creăm aceste întreprinderi sociale. Și am să dau un exemplu. Comunitatea din Lungani, care are două sate de romi, Crucea și Zmeu. Ei, aceștia se ocupă cu zootehnia în special. Mai toți romii au cresc animale. Da, da. Și le-am spus, i-am întrebat odată, ce ar fi nevoie aici? Aici ar fi nevoie o fabrică de lapte. Aici ar fi nevoie de un abator. Aici ar fi nevoie de o tăbăcărie, pentru că pieile noi le îngropăm. Nu mai zic dacă faceți o fabrică de lână sau să faceți ceva. Bine, o fabrică de lână nu știu cât ar fi de realizabilă, înseamnă enorm de mulți bani. Dar de ce n-am încercat? De ce n-am îndrăznit? Ei bine, această lege a economiei sociale sper să nu rămână uitată și să o fructificăm prin diverse finanțări și să creăm aceste întreprinderi în comunitățile sărace după potențialul și să ne pliem pe potențialul care îl are comunitatea, pentru că spunem comunități sărace, dar orice comunitate are un potențial și oamenii știu să facă ceva și știu să facă bine. Nu putem face coafură și cosmetică într-un sat, ci e nevoie unde? Să facem într-adevăr ceea ce oamenii cer și știu să facă. Tocmai mă pregăteam să vă întreb dacă simțiți că vă ajută, nu știu, statul, dacă în România există ajutor mai serios, în afară de lucruri pe care le fac asociațiile sau, mă rog, organizațiile non-guvernamentale, inclusiv Asociația Pro-Roma. Mi-ați răspuns cumva, dând exemplu acestei legi, practic statul a făcut o lege care să vină în ajutor, dar mai departe de atât, dincolo de lege, adică trebuie făcute acele norme metodologice trebuie inclus în planul pentru atragerea de fonduri europene. Aceste lucruri cum sunt? Cât de bine sunt pregătite? Aș putea spune că e important ca statul să nu ne încurce. Spuneți, la fel cum spun mulți oameni de afaceri. E foarte important. Dacă ar fi o birocrație mult mai redusă decât este cea de acum, dacă nu ni s-ar mai cere atât de multe hârtii, atât de multe justificări, să știți că aceste proiecte europene presupun foarte, foarte multă hârțocuraie, foarte multe, dacă
Am totuși oameni care sunt dispuși să stea noaptea la birou și să facă documentele și din acest punct de vedere mă simt o favorizată. Pentru că orice ai făcut pe fonduri structurale trebuie să justifici și să faci un milion. Până la ultimul ban. Da, da, da. Dacă s-ar mai reduce aceste pretenții, să zic așa, ar fi extraordinar. Și de ce mă mai simt favorizată? Pentru că la fel am oameni care știu să meargă în teren și să ajute să ne îndeplinim indicatorii. Pentru că dacă am stat numai la birou, noi n-am mai avea timp să mergem în teren și să informăm lumea despre ceea ce facem și să îi atragem, să recrutăm, cum s-ar spune. Ar trebui să faceți doar, doar hârtii. Doar hârtii ca să ne justificăm activitatea. Da. Aici este punctul vulnerabil unde organizațiile ar trebui să aibă o comunicare mai bună cu statul sau statul să înțeleagă acest lucru. Pentru că ne îngreunează foarte mult prin aceste justificări enorme care noi trebuie să le facem. Dar măcar uși deschise găsiți la instituțiile, da, autorități atunci când sunt necesare aceste uși deschise? Da, sau mâini întinse, să le zicem, nu știu cum. Uși deschise și să zic cu instituțiile în zona mea. Nu știu cum o fi în alte zone, dar în zona aceasta de nord-est, în Iași în special, nu am probleme, să zic, de comunicare sau chiar și de cooperare cu instituțiile. Nu. E în regulă. Nu pot să mă plâng. N-am de ce să mă plâng. Pentru că am mai vorbit despre legea economiei sociale, vreau să vă întreb, pentru și că ați amintit de ea, credeți că, și ați dat aceste exemple, Comuna Lungani, cele două sate, Crucea și Zmeu, exemple cu ce nevoi sunt, credeți că dacă ar fi foarte bine, să spunem, gândită implementarea acestei legi, s-ar rezolva, nu știu, cât la sută din problemele pe care le au populațiile vulnerabile, populația în cazul ăsta n-am mai avea probleme de incluziune cu persoanele defavorizate. Totul pleacă de la locuri de muncă. Degeaba facem proiecte pe educație, adică nu degeaba, să zic că ameliorăm oarecum problemele, dar nu le eliminăm. Pentru că dacă părintele nu are un loc de muncă să-și susțină copilul la școală, el va merge bine o perioadă, pe o perioada unui proiect, va merge bine la școală, dar ulterior va întâmpina din nou probleme, pentru că părintele nu are cu ce să-l susțină. Mai departe, vorbim de sănătate, vorbim de asigurările de sănătate, avem oameni bolnavi în comunitățile de rom, sunt tot felul de boli. Și care nu sunt asigurați. Și care nu sunt asigurați, care nu au medic de familie, din ce motiv? Nu au un loc de muncă. Da? Toate problemele de aici vin, nu au un loc de muncă. Și oamenii muncesc mult la negru, muncesc cu ziua, dar asta nu îi ajută prea mult. Ei trebuie să facă ceva să se întrețină, e adevărat. Dar dacă noi am avea această economie socială, întreprinderile sociale și bine realizate, să zic așa, pentru că trebuie să faci un mic sondaj acolo în comunitate, să vezi ce au nevoie. Și atunci dacă apare o fabricuță, apare ceva unde ei să lucreze, noi nu am mai avea probleme de incluziune socială. Am putea spune că nu mai avem persoane defavorizate. Ar rămâne doar persoanele cu handicap grav. Le trebuie experiență celor care fac, să spunem, o întreprindere socială, care se bazează pe legea economiei sociale. Pentru că bănuiesc că nu răsar așa ca cipercile singure. Cineva trebuie să le facă. Recunosc că prea mult nu am studiat această lege a economiei sociale, dar sunt familiarizată cu astfel de activități, să zic, dacă n-ar exista studii de fezabilitate care să coste atât de mult, există studii de fezabilitate, dar să nu coste atât de mult. Pentru că nu-și poate permite un ONG să plătească. Deci ar fi, fond, legea ar fi o șansă foarte mare pentru aceste categorii de persoane. Asta este șansa. Asta este șansa. Deci în completarea acelor proiecte, cum este și fereastra, ar trebui să existe, să spunem, să fie bine pusă la punct
legea și implementarea. Și implementarea. Să se deschidă linii de finanțare pe aceste domenii, că atunci cu siguranță că vor fi multe ONG-uri care vor trimite cereri de finanțare. Odată aprobate, rămâne să muncească foarte bine ca să realizeze întreprindere. Urmărim cum va evolua. Am ajuns la finalul discuției noastre. Mulțumesc foarte mult, Margareta Herțanu, președinte Asociației ProRoma. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la emisiune. Vă reamintesc adresa de e-mail la emisiunii noastre, vocileiasului@digi24.ro. Sunt Ovidiu Mihoiu, vă invit să rămâneți alături de Digi24 Iași. Urmează de la ora 20 colega mea, Teodora Tontea, cu emisiunea Turist Acasă.